Eu locuiesc acolo, la etajul 2 al imobilului, din fața unde s-a întâmplat incidentul. La 11:55 am auzit sirenele, a sosit primul echipaj de poliție, iar la aproximativ un minut, două, după ce a venit un agent de poliție cu un jandarm, au mai sosit încă doi jandarmi. Agentul de poliție a încercat să lămurească pe agresor, să spun așa, să se calmeze, să fie liniștit. Coordonarea echipelor de poliție s-a făcut de la mine din apartament, de către șeful poliției Onești, de un ofițer criminalist care în permanență a filmat toată acțiunea. În niciun moment al incidentului, soția criminalului nu l-a încurajat să facă un gest necugetat sau să comită aceste acte. De soția în niciun moment al zilei. Iar șeful poliției Onești, împreună cu încă doi agenți și un băiat de la Mascați, care a fost acolo prezenți, au așteptat un ordin de undeva de sus să acționeze, care nu a venit. Și nu știu să vă spun de unde. Adresarea dânsului a fost: domnule chestor șef, cu tot respectul, cine își asumă? Și atunci, în momentul ăla, parcă am auzit că i s-a spus așteptați. Și dânsul a așteptat un ordin. S-a spus aștepte celor care conduceau operațiunea de la față. Nu știu ce să aștepte, dar a așteptat ceva. Ce întreba când i s-a spus așteptați? I-a trimis un filmuleț unui superior. La ce oră? Vă spun exact, în jur de ora 1 și ceva, pentru că șeful poliției Onești a fost prezent aici exact la 5 minute după ce au sosit doi agenți de poliție cu un echipaj de jandarmi, care se și vede pe imagini, și a început o negociere cu agresorul, să vă spun așa. Iar apoi a venit șeful cel mare la foarte scurt timp, să spun un 10-15 minute, a fost prezent aici cu echipaje de poliție, au împânzit zona. Șeful poliției din Onești a condus operațiunea de aici în prima fază? În prima fază a condus-o de aici, adânsul. Apoi au văzut că au vizibilitate dintr-un balcon paralel, au urcat sus și a așteptat niște ordine. A trimis un filmuleț cuiva superior și a dat detalii despre atacator. Apoi a venit un băiat de la Mascați, că au ajuns și ei în jurul orelor 14 la aproximativ, da, nu știu de unde, de la Mascați, de la Bacău. Băiatul a dat indicații, băiatul s-a uitat printr-un binoclu foarte performant și a dat indicații echipelor de la sol. De niciun moment al zilei, de când a început tantamul ăsta, soția dânsului nu l-a încurajat. Mereu i-a spus: Ghiță, oprește-te, Ghiță, dă-le drumul la băieți că-s nevinovați, Ghiță, hai că rezolvăm altfel. Și soția chiar a colaborat cu poliția, nu cum se zice că l-a încurajat. Nu l-a încurajat cu nimic. Într-adevăr, i-a trimis într-o pungă ceva, nu știu, țigări sau... Eu îl cunosc pe el, că stau aici de foarte mult timp, el nu fuma. Ce a putut el să facă cu țigările, nu știu. Din ce am văzut pe filmări, că eu vedeam cum filma ofițerul criminalist și dădea zoom, e posibil să le fi luat pentru victime. Țigările, nu știu dacă fumau, dar în orice caz, el a avut un comportament bun cu victimele, pentru că la un moment dat l-am observat pe filmări, o să vă dau și dumneavoastră filmările, cum le dădea apă. Într-un moment dat al zilei, da, le-a dat apă chiar el cu mâna lui, lăsase cuțitul jos la un moment dat și le-a dat apă, cu un pahar să bea apă. Apoi, nu știu, din câte am înțeles, a văzut altcineva dintr-un ui mai bun, a început un mic război între ei acolo și atunci s-a întâmplat un muncitor în jurul orelor 15 a încercat să-l dezarmeze, să dea, și el atunci s-a enervat și a început măcelul. Operațiunea, vă spun eu, pentru că eram la balcon, eu am un mic birou în balcon, la 11:55 a fost prezent primul echipaj de poliție. La 12 a fost prezent adjunctul șefului poliției Onești, din câte am înțeles. Se vede și pe filmare un domn cu o geacă de piele micuț, așa de statură, puțin mai mic ca mine, care dânsul a început negocierea și chiar îl cunoștea și a spus: bă, Neaghiță, noi ne cunoaștem, hai liniștește-te. Și el cerea în permanență să vorbească cu un ministru și să vină televiziunile. Deci el asta cerea, să vorbească cu un procuror, să îi se aducă o hotărâre judecătorească, nu știu să vă spun exact așa, care nu i s-a adus, că la urma urmei, ca și cetățean, așa v-aș spune, nu cred că era greu să aduci o hârtie unui om, să-i o arăți. Uite-mă, hotărârea
pe baza hotărârii astea ai fost evacuat. De aici se ridică și foarte multe semne de întrebare. De ce nu a venit hotărârea?